Am înțeles. Facem unul de aici, că se putem să ținem mai ușor. Și primul lucru e îl băgăm în ceară albă. Mai întâi facem bază la lumânare. Lăsăm să pipre un pic să se duce. Pe care se bagă în apă rece. Și se repetă chestia asta până când se formează o grosime. Cum o vrea oricine, poate un vor mesețit, alții să fie mai mare, mai mică. Și tot așa. Să fac și tot ce vă interesat astăzi. Dragi cititori, am venit în târgul de Paști, iar dacă vremea nu prea ține cu noi, unde domnișoara, cum vă numiți? Tama și Anita. Anita ne va explica cum se confecționează lumânări din ceară. Da. Este un anumit tip de ceară? Ceară normală. E și faci așa până când se încălce, da? Să fii atentă că bagi înăuntru, să lași un pic să picure de pe ea. Da, stai cum. Așa și după aceea nu. Aha. Acest lucru îl puteți face și dumneavoastră, dragi prieteni. De când o să fii aici? De când ești și până când o să fii aici? De ieri până în 17. De dimineața până seara? De la 11 până la ora 9. Deci de la 11 până la ora 21 o găsiți pe Anita și dumneavoastră vă puteți confecționa propriile lumânări. Cu toiți la să fie. E ok, la început dată lumea, de ce prin asta și eu am văzut. Ești singură? Sau mai ai singură? Și de când faci lumânări? Ieri am învățat și eu, știi? Ieri? Da. Am învățat și eu cu plasă. E foarte simplu și am făcut aici experimente. Păi și aparatura de lumânări? Le ce organizatorul. Aha. Deci eu știu că le-a comandat de pe internet, s-a comandat de pe internet. Ceara este sub formă de control. Așa, și aici avem culorile care se bagă din aceeași ceară, doar că se adaugă pigmentul. Și te rog să ne spui cât îi costă pe client? Este în funcție de gramaj. De exemplu, 100 de grame este 12 lei. Kilogramul este la 120 lei. Deci dacă cineva se zice că are 40 de grame, ar trebui să zică 4 lei și ceva, 5 lei și ceva ori de grame. Deci nu sunt prețuri foarte mari. Și pe lângă asta e o experiență, e ceva care probabil multe lume nu a făcut acum și pentru mine a fost ceva interesant. Și când faci una, îți mai bine să mai faci câteva și ai culori și poți să le combini și să vezi ce-ți iese și... Mai face? Cât vrei tu să fie. Poate să fie așa de subțire, și diferă. Și cum o să devină netedă? Ea așa se vede, niciuna nu este perfectă. Așa se fac, este metoda veche de a face lumânări. Asta este noutatea din acest an, de la Târgul de Paști, nu? Da. Și au venit ceva? Și, să știi că astăzi nu te rogă la vreme, dacă vine să fie, sper să vină mai multe. Cu siguranță, ca de obicei sibienii și turiștii, de obicei vin în... O să încerci cu culori. La culori, exact același proces, culoare, apă, culoare... Da, și poți să combini culorile, nu? Da. Da. Poți să bagi mai întâi, îți alegi culoarea pe care vrei să încerci și o bagi pe toată înăuntru. De exemplu, așa, știi? Deci o bagi toată să devină portocalie. Că aici se vede, vezi, a fost mai întâi galben, după aceea roșu, după aceea albastru, verde. Hai să facem cu tricolorul în ei. Ca să fie culoarea mai intensă, bagi la urmă. Și pe urmă mai pui încă o dată. S-a făcut cam lungă.
Mai bag o dată? O să mai bag. De câte ori trebuie să mă iei. Să nu ții foarte mult timp. Pentru că ți se fac De la asta? Căluște. Am ținut mai mult că nu știam până unde. Cred că era indicat să fac albastru, să spun. E ok. Cam atât. Și după ce se termină toată chestia asta, care este și funcție de gramaj. Am înțeles. Și prețul. Am înțeles. Deci, vedeți, aceasta este modalitatea prin care dumneavoastră vă puteți condiționa singur, singuri înșirile. Stai și capul să fie estetic. Vedeți, a încălzit din nou baza ca să iasă netedă. Păi, domnișoara Anita, da, zic bine, o puteți găsi chiar în centrul pieței mari. O să vină și de afară și o să facem poză dumneavoastră cu să puteți afla mai multe detalii în articolul de pe Ora de Sibiu și mai multe informații despre târgul de Paști de anul acesta găsiți pe oradesibiu.ro sau pe Facebook.